Ne-am adunat și avem deosebită locurile la Lansarea de Monografia satului revii. Lansarea a fost o comună care a făcut parte de vechiul de Zaromanului. Și a fost, o se aude. M-am să vorbesc mai tare, ca să audă. Îmi pare rău că stațiile nu sunt. Am avut și avem deosebită plăcere să avem invitați cei care vor prezenta cartea, această monografie, care a fost scrisă de doamna Marilena Rosenberg, căsătorită Rosenberg, domnișoară cu numele de Micalcea, una din fiicele fostului director al acestui liceu, Gheorghe Micalcea. Zis paraul. Domnul inginer Stirbu, lângă care au contribuit prin căutare, prin cercetare, prin analiză și prin aducerea minte să ne dea urmașilor amintirile de cei deagă, de cei deagă, de o vârșie, de locul natal, de rutul acela, eu îi spun rutul prigorilor, că prigorile sunt păsările acelea care se fac cuibul în lut. Și din migratoare, ambele ani, ele vin din nou în locul de unde au plăcit și au crescut cu ei. De-aia o vârșie a rămâne, indiferent unde plecăm pe meridianele lumii sau pe paralelele planetei, ne întoarcem, măcar o dată viață, la locul de Paște, la o vârșie. La început vreau să dau cuvântul domnului primar, domnului inginer Lucian Micu, dau un cuvânt începerea acestui element. Bună seara tuturor, Hristos a înviat. Proprietatea eroare materială, nu sunt inginer, dar cred că pot deveni. Ești mai mare inginer ca e vii la orașul ăsta, înseamnă inginerie. De-aia vă spuneam că ca să devin în curând. Dar vă mulțumesc pentru invitație și vreau să-i felicit sincer pe cei doi autori, doamna Marlena Rosenberg și pentru recunoștința pe care și-o arată către locurile natale, către oamenii locurilor, către generațiile trecute și mai ales pentru cele care vor urma. Eu cred că întotdeauna continuitatea este importantă, iar atunci când povestea locului este spusă de oamenii care au trăit-o, realitatea devine palpabilă. Și vă felicit pentru această inițiativă. Mi se pare foarte binevenită. Chiar îi povesteam doamnei Marilena o experiență personală trăită în legătură cu locurile natale și nostalgia și memoriile pe care le am vis-a-vis de viața pe care am trăit-o și de copilăria mea. Și mi-aș dori ca un număr cât mai mare de oameni care sunt înțestrați cu talentul scrisului să așteaptă pentru vecie monografii ale locurilor de unde au prins rădăcini. Ca un omagiu adus trecutului pentru un viitor mai bun. Eu vă felicit încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut. Vă doresc mult succes în activitatea de astăzi. Și sper să ne revedem și cu o altă ocazie. Vă mulțumesc! Și mergând pe drumul istoric acestei comune, sat Cărnici, dau cuvântul domnului profesor Ioan, doctorul universitar, profesor Ioan Peria. Să ne spună câteva lucruri din impresia lui. Domnule moderator, domnule primar,
Este o onoare pentru mine să fiu astăzi în această casă sfântă. Trebuie să recunosc, nu am fost niciodată în această instituție din Sfânt și m-am impresionat cu asta. Să prind ceva când mi-amintește de colegiul Andrei Șaruna din Brașov. Iar activitățile le faceți, domnului voastre, care cunoașteți mai bine ani de școală. Sunt onorat că am fost invitat să spun 9-13 cuvinte despre o carte proaspătă făcută și dacă mi-am făcut mărghițe pentru am să renunț la el și am să vă spun 2-13 propoziții. Poate mai puțin. O carte este ca un om. Exact cum e. Se naște, trăiesc, moare și carte. Dacă când vine timpul și într-un fel merită să moară. Tot așa este și o localitate. Pentru că această lucrare este scrisă despre o localitate, despre satul Carligi și un sat mare, ca și omul. Dar există localități veșnice. Care sunt acestea? Localitățile care nasc oameni și știu să aibă grijă de nemurirea lor. Au localitățile, bineînțeles. În primul rând, din punctul acesta de vedere, trebuie felicitați cei doi autori. Cum este cartea? E cam greu de spus. Din anumite motive. Și vă spun de ce. Pentru că o carte este o localitate, după părerea subsemnatului, poate fi mai bună sau poate fi mai puțin bună. Lucrul acesta îl poate demonstra doar realitatea existentă. Iar cineva care încearcă să se pronunțe pe marginea unei monografii, a unei localități, și acel cineva nu a vizitat localitatea, cred că trebuie să nu se grăbească cu o concluzie definitivă. Pentru că realitatea, ziceam, poate să depășească opera. Autorii au procedat gospodărește și și-au pus opera metaforic vorbind și-au pus opera într-o ramă foarte frumoasă. Partea anterioară e vorba de celebrul profesor Gheorghe A. Merciobanu, pe care l-am cunoscut și cu alte ocazii, prezent aici, și domnia sa, cum bine mi-aduc aminte, domnul primar, i-a sămânat domnului înseamnă cheia orașului, pe 23 martie, nu? Curent, da? Vedeți că nu am fost atunci, dar știu ce a dat. La cine caută, găsesc. Nu caută, omul și-o găsesc, dar când caută, și nu mai e. Iar partea cealaltă a operii, o încheie actualul rector al Universității
Barbeș Boleai, din Cluj, Napoca, domnul academician, Ion Aurel, nu știu de toată lumea, și în special din istorici. Astfel stând lucrurile, s-au asigurat oarecum autorii și ne-au atenționat și noi, cei care urmează să răspoim lucrarea, ne atenționează. Vă aveam seama că despre lucrarea asta au vorbit niște oameni mai mari, și fiți atenți, nu treceți. Uitați-vă, aici vine un personaj crengian, care mai încearcă să o mai plătească așa, un fel de moșnicit. Mai puțin poscat. Felicitări. Dar, după modestele mele cunoștințe în a sta operei scrise sau pictate, artistul e obligat să cunoască un detaliu. Dacă ia în ramă un tablou sau un portret, eu cred așa, mă rog, să nu fie foarte, foarte ieșit din comun, adică portretul, poate umbre tablou. Nu cred că este cazul definitiv aici. Cele scrise de domnul profesor și domnul academician, dar domnilor voastre, să meditați ca la ediția următoare să țineți cont să mai ridicați o treaptă. Este un lucru frumos, un lucru mare, suficient de curajoși autori, pentru că a te avânta în domeniile, în cele șapte capitole, cam diferite unul de altul, ca să nu zic categorii diferite, trebuie să avem curaj și trebuie să muncești foarte mult. Ce au demonstrat? Au venit în fața domnilor voastre cu o lucrare bună, care poate și foarte bună. Deci, nu am să analizez acum fiecare capitol, pentru că vă las pe dumneavoastră să știți în liniște și fără emoții lucrarea. Am să mă opresc un pic la o noțiune, la un element, mai bine zis, care leagă toate cele șapte capitole. Limbajul lucrării. În primul rând, bucură faptul că această lucrare are un capitol vocabular. Cum spun autorii, graiul cârligenilor ia moldovenilor. Bravo dumneavoastră și ați făcut o treabă frumoasă. Chiar dacă eu, ca filolog, nu sunt de acord peste tot ceea ce ați făcut aici, chiar în acest capitol, de exemplu, cuvântul de plivan, rău interpretați doar cu sensul de escroc, ușmecher, nu știu ce, și ziceți că acestea sunt cuvinte și ale moldovenilor. Și eu sunt moldovean, de la Soroca. Și la mine, în sat, sunt la Soroca, pe plivan are și un alt sens. De un șotibos, de un glumieț. Deci, un vesel, nu neapărat care să te smucherească. Bănuiesc că acest sens
se găsește și în Carligi, mai ales că el este un termen de origine turcică, iar în Basarabia avem găbeluzi care vorbesc aceeași limbă turcă. Și dacă nu pricepem noi, sau dacă nu avem dicționarul explicativ al limbii române, ne spun ei. Ar fi mult de spus, dar nu vreau să, o lungesc, pentru că, într-adevăr, am aici niște citate și din Quintilian, de la începutul secolului I, și despre din Revii pe Gurmont, un cunoscut critic francez și alții. Am să închei doar cu un catren, Eco, așa și l-am intitulat, Eco, și un subtitlu. La apariția cărții, când locurile dragi te așteaptă. Am pus puncte de suspensie, pentru că ar mai urma niște cuvinte aici. Și am scris următoarele. Parcurgând această carte, vin românii la Carligi, din Iași, Cluj, de mai departe, din Caracovici. Vă mulțumesc! Da, o remarcă. În afiș este o greșeală. În dreptul meu. Nu mai sunt președinte al Asociației Pro-Basarabia și Bucovina din Iași. Din inițiativă proprie, nu mă opresc. Da. Important că este persoană. Da. De față. Mulțumesc. L-am cunoscut pe doctor profesor Mitrea cu ani în urmă. Făcea să pătrund la Albești. Și la Tabără și la Cărmănești. Și atunci, cu dumneavoi, mai erau doi oameni deosebiți pe care am ținut neapărat astăzi să le aduc în laudațiu, pentru că este vorba despre domnul profesor Vasile Usachi, aici de față, domnul profesor Mitrea și regretatul profesor Iulian Antonescu, care sunt titanii arheologiei moldave și a ținutului romanului. Ei sunt cei care au scos la iveală relicvele istorice ale satului Carligi, ale Arumeștilor, a Cărmăneștilor, a Aldeștilor și Liliacului și toate micile sături din jur, care atestă că neamul moldovenesc, neamul românesc, de milenii stă pe acest pământ. Domnul profesor Mitre, aveți cuvântul. Excepțional. Abia și noi la Bacov, George Bacovia.
Cunoșteam de la Piatra, unde este Petru Rareș, pe care l-am făcut și eu. Dar am rămas impresionat de atunci și totdeauna îmi amintesc cu plăcere ce elevi erau la dumneavoastră la acest colegiu și ce profesori ați avut de-a lungul timpului. A doua minune atunci a fost să cunosc un om pe care mereu îl urmăresc, chiar dacă nu îl văd de aproape, dar mereu aflu că față de o conferință, e o carte, și mai dată mai face, este vorba de domnul profesor Cărghiciovan, prezent aici. Am rămas că... Eu eram foarte tânăr atunci, domnul profesor este tânăr și astăzi, la acesta care oameni, dar a rămas profund impresionat de ce înseamnă ținuta omului dască și cum făcea, ascultând elevul, chiar dacă nu stăpânea perfect materia, dar să-l ducă pe drumul cel bun și până în final să scoată un răspuns de la cel elev. Cu plăcere întotdeauna îl ascult pe domnul profesor Ciobar, acum cred că nu este o lună, nu vrei, nu este o lună, nu, nu, nu este o lună, nu, nu, da. Și face plăcere să ascult. Mai spun că ziua de azi este deosebită, pentru că văd că doamnele sunt domnișoarele, câte sunt în țară câteva, sunt foarte solidare. Pentru că adevărul este, noi trebuie să recunoaștem, ne copreșesc doamnele astăzi. Faptul că autoarea principală este o doamnă, nu este întâmplător. S-au adunat așa doamne. Să fie alături de cea care îi prezintă această dată. Eu pe doamna Rodângă mi-am cunoscut-o decât prin telefon. Azi am văzut-o prima dată. Dar la telefon am citat de foarte multe ori. Și foarte mi-o închipuiam cam cum arată, foarte energică asta, mi s-a confirmat astăzi, foarte drăguță, foarte, în sfârșit, prompt în tot ce întreprinde și faptul că ne aflăm astăzi aici este un lucru deosebit. Eu aș spune că, indiferent ce calități și ce lipsuri poate mai are pe aici, pe acolo, această monografie, nimic nu este perfect pe lumea aceasta. Dar doamna are meritul de a fi inițiat această activitate, să realizeze această monografie împreună cu autorul care este aici prezent în sală. Faptul că un om care s-a îndepărtat de locurile natale și a trăit la Cluj și s-a gândit mereu la locul natal și a adunat material și s-a informat și este la curent cu descoperirile arheologice, documente care au fost consolidate și de astăzi această carte împreună cu autorul pe care nu și-l-a ales, este un lucru deosebit de bun. Am primitorul meu am amintit că aveți pe, și pe copertă, eu, drept să vă spun, n-am avut cartea în mână, deci nici nu știu câte capitole are. Dar cunosc conținutul din preocupările doamnei, că la telefon tot mereu ne-am consultat. Dar vreau să vă spun, faptul că domnul academician Ion Aurel Pop este prezent cu câteva rânduri, câteva rânduri consistente pe această carte, este un lucru foarte mare. La români există o vorbă, asta nu trebuie să o mai traducem cu dicționarul, că spune-mi cu cine mergi, ca să spun cine ești. Din moment ce domnul academician Pop, care este un om extraordinar, unul din mari istorici ai Europei de astăzi, nu al Transilvaniei, nu numai al României, unul din mari istorici ai Europei de astăzi, a acceptat să scrie cele cuvinte despre cartea aceasta, înseamnă că i-a făcut în mod deosebit în primul rând. Și a lăudat inițiativa pe care a făcut-o doamna și conținutul cărții. Revenind acum cât de cât la conținut, să spun că monografia satului Carligi este foarte binevenită, este un sat vechi, un sat vechi, este un sat situat într-o microregiune foarte bogată în vestigii arheologice. La Dește a fost în vizită. Domnul Saic a fost acolo maestru și a fost ca și în alte părți. Dar pe raza satului Carligi și împrejurim, am făcut eu o socoteală ieri, domnul Saic, sunt peste 20 de puncte. N-au fost toate săpate. Unele sunt numai identificate.
Și vă dau exemplu, dacă ar fi aici tineri care să vreți să facă CFR, le vând eu acum, cum se spune, informația. Noi am bătut cu piciorul locurile cele pe le-am găsit. Pentru că așa se găsesc, așa să le faci pe engleză, dar tu nu poți să știi. Nu s-ar fi la întâmplare, dar tragi șanță pe când la trebuie. Trebuie să ai un indiciu care să te atragi să ceva. Spun că este 20 de asemenea puncte. Din cele mai vechi timpuri la Albești, cum spuneați dumneavoastră, e neolitic, nu? Și până târziu, în evul mediu târziu, când în zona acolo a fost un sat, ca la un moment dat s-a strămutat. Există, dacă vreți, în această microregiune, Carligi în primul rând, Carligi în primul rând, dar și împrejurimile, există numeroase puncte, adică au fost numeroase sate de-a lungul vremurilor, pentru că oamenii s-au mutat din două motive principale. Și trebuie să le spunem astăzi, să le evidențiem. Unu, este secătuirea la un moment dat, când au devenit agricultori, când e neolitic, cultivator de plante, crescători de animale. Când au devenit agricultori, este vorba de secătuirea terenurilor respective. Că nu erau îngrășăminte, nu foloseau nici cele naturale, celelalte nu existau. Și o altă cauză este că întotdeauna în fața unui pericol, strămoșii noștri, înaintașii noștri, de la cei mai vechi, chiar dinainte de dacii, de care s-au ocupat asta vreme toată viața lui domnul Vasilie Osache, dar dinainte de acești daci, spun că au fost strânjeniți în evoluția lor de neamurile care au venit în aceste legiuni și care au culminat cu marea migrație a popoarelor, din mileniul 1. Noi și azi mai vorbim uneori de mileniul întunecat. Punem în ghilimele această expresie, această sintagmă, pentru că astăzi mileniul 1 nu mai este un mileniu întunecat, s-au făcut cercetări, destule, s-au descoperit lucruri foarte interesante și mai departe. Eu am să punctez, n-am să fac aici un istoric al cercetărilor pe care le-au efectuat cei care au lucrat în zonă. Nici chiar al săpăturilor care le-am făcut eu, pentru că 4 puncte am săpat eu, numai bine spun. La Carligi, la Bulgari, punctul la Bulgari, la Carligi, la Revii, așa se numește punctul, chiar pe malul stâng al râului Bărcișoara, la 200 de metri de ultima casă din sat, din partea aceasta. Așa? La pod, la Hărmănești, unde a săpat o întinsă așezare de secole, fiți atenți aici, 6-7, care este urmată de o așezare de 8-9. Sunt 4 veacuri de locuire în această zonă, unde aveau condiții foarte propice pentru viață. Aveau niște izboare extraordinare. Când eram pe șantier, nu mâncam nimic acasă dimineața, la gaza unde stăteam. Întâi mergeam să iau o cană de apă la acele izboare, să înceapă lucru elevii, de obicei cu elevi să fac, și sau studenții care erau acolo la treabă, și după aceea gustam și eu ceva. Dar întâi beam cana acele de apă, de acolo de la izboare de la spor la Cărmănești. Vreau să vă spun că în aceste cercetări, numai că am dovedit noi, spun noi, pentru că și Aponescu a avut partea lui de contribuție, deși n-a săpat foarte mult, dar domnul Vasile Ursanti, care a săpat și la alte ele, dar a săpat și o necropolă în apropiere de Carligi, nu? De secolul 2-3, a dacilor liberi și în alte puncte. Dar vreau să vă spun că, dincolo de faptul că este atestată locuirea permanentă a acestor teritorii, acestor regiuni, este de semnalat că au fost descoperite lucruri deosebite. În apropiere de satul Carligi, pe câmpul acela dintre moldoveni, cum se numea Gabra înainte, și Carligi, un profesor, acum vreo 50 de ani, a descoperit întâmplător o fibulă într-un mormânt, o fibulă bizantină, una din cele mai frumoase piese care se află în colecția muzeului, acolo două sate și foarte bine cea piesă. Dar vreau să spun că la Red, chiar în coasta satului, am găsit vase care au stampilate pe umăr cercuri și care încadrează cruciulițe. Asta înseamnă ceva. Pentru că s-au făcut asemenea descoperiri și în alte puncte din țara noastră și sunt puse în legătură, suntem după Constantin cel Mare, după editul la Milano și sunt puse în legătură cu începuturile răspândirii creștinismului. Dar nu numai atât.
la dincolo, la Podlacămănești, în așezarea din secole 6-7, am găsit, în așezarea din secole 6-7, am găsit vase pe care era imprimat pe umăr semnul crucii, deci era o comunitate creștină acolo, și în așezarea din secole 8-9, un inel din bronz, care are un decor ornamental în formă de cruce. Și de asemenea, pe un vas mare de secolul 8, pe partea finală, spre bază, are incizată o cruce. Acolo, între descoperirile deosebite, există un vas care e norocul făcut. Să-l găsim aproape în trânc de vată, cum a rămas în vremea celor care l-au folosit, un vas cu vată arată, ornamentat cu cadenul foarte frumos. Cei care ați învățat mai bine partea din istorie vechi la liceu, știți că era dat în toate manualele istorie un vas de la Capidaba, din Dobrogea, pe care se tăia Petre. Era primul nume menționat la noi. Petre, menționat acolo. Ei, vasul de la Izoare Bacra este exact ca cel de la Capidaba și exact ca unul de la Alba Iulia, deci în Transilvania, numai că nu are inscripție, dar este perfect un vas vechi românesc. Deci, acum, în etapa finală a formării culturii vechi românești. Vreau să mai spun încă un lucru, că sunt aproape 20 de ani, timpul trece, nu știu, sunt vreo 20 de ani în diferite puncte în zona satului Carligi, am putut să cunosc oameni. Mâine mergem acolo și am să am surpriza plăcută că din cei care se vină, acum sunt oameni în vârstă, ca o să fac cu mine prin 70. Deci, sunt aproape 50 de ani de acum de la cele sărători, oameni în toată fine. Dar vreau să spun că mergând vară de vară acolo, de o lună de zile, aproximativ, în mediu, o lună de zile, o singură dată n-am făcut o lună, vă spun eu de ce, pentru că la Carligi erau elevi tineri, studenți și elevi foarte harnici, foarte disciplinați și ascultau ce li se spunea să facă, să nu strice ceva, să nu facă ceva rău. Și gospodari care a venit la treabă, între care nu pot să nu numesc aici, gazda mea din acei ani, aproape două decenii, Vasile Iacob, care l-am ales pentru că era chiar în marginea salului, chiar în marginea salului cu casa, și era un om care s-a îmbolnăvit de arheologie, pentru că în fiecare an când mergea la prășit, era atent când dădea cu sapa și odată a găsit un bulgăre scos cu plugul și cu sapa, a găsit o monedă romană, care m-a ajutat pe mine, că eu m-am pus totul în zonă și am datat mai exact așezarea. Era o monedă romană de secolul II. Deci, iată, Domnul Dumnezeu, luminească Domnul Iacob, ce lucru bun a făcut. Mai este profesoară. Era profesoară deja când se fac eu acolo, mi-a fost și studentă. Dar vreau să spun că erau oameni deosebit de harnici. Și acolo, acum am fost să întreb doamna Rosenberg, dacă se numea de domnișoară din Marcea, am avut un director de școală în mulți ani, Nicolae Mihalcea, din spița dumneavoastră, la Carligi. Sunt patru rânduri din Carligi. Da. Patru. Da, primul. Da. Directorul școlii, școasta cheie, Nicolae Mihalcea, m-a ajutat foarte mult, în sensul că el mobiliza elevii și le spunea nu fiți îngrijorați că veți primi bani la timp și mai departe cu lucruri. Unii spuneau că dar ce facem lucru voluntar, nu facem lucru voluntar. Veți primi bani la sfârșit și mai departe. Lucrați cu atenția la un om deosebit implicat în aceste cercetări și care a avut o familie și are o familie cum mulți ar dori, doi copii excepționali, olimpici amândoi. Băiatul la fizică, băiatul la fizică, este la Iași astăzi și fata a terminat medicina și am participat la Olimpiade Internaționale la Biologie și Chimie, la două olimpiade. Dar eu mergeam cu trenul uneori de la Bacău la șantier. Deci dincolo de Filipești. La Filipești coboram și luam pe jos. Da, nu erau atunci autobuze, mergeam pe jos. Bun, privatul ăsta pe jos. Mergeam pe jos și când treceam la poartă la domnul Mihalcea, Dumnezeu să-i dea sănătate, de trăiește la Iași, unde scopii acum, ușa la balcon era deschisă. Asta era în jurul orei 6 dimineața, când trenul pleca la 5 din Bacău. Ușa era deschisă. Și acolo, la o măsuță, în bol, stătea fata lui și învăța la biologie și chimie pentru... Era în clasa 10-a și învăța pentru facultate. Deci de atunci se pregătea. Așa, ăsta este modelul. Că
trebuie să-l urmeze tinerii noștri de astăzi. Cum învățau elevii atunci și cum învățau elevii de domn profesor atunci când am fost în școală. Sper că și azi mai învață unul cel puțin. Deși planul de învățământ sunt cum să vezi. Știți dumneavoastră foarte bine, noi se s-a supărat cum e treaba noastră acum și tot nu rezolvăm. Trebuie să vorbim mult timp. Eu închei spune că trebuie să stimăm și să felicităm pe doamna Rodăre și pe doamna Ocolo, care este la carte, să ne urăm succes mai departe. Antevorbitorul meu a făcut câteva observații pertinente. Sigur, eu vă doresc ca în câțiva ani să completați, să faceți o nouă ediție. Dumnezeu să vă dea sănătate, faceți o nouă ediție mai completă, mai primiți informații de la unul, de la altul, și mai departe între timp am mai văzut lucruri noi și poate vă mulțumesc pentru atenție. Această muncă acestor oameni, nu știu mulți câte sacrificii și câtă tinerețe își pierd ca să scoată din măruntaile Pământului, să cerceteze, să analizeze fiecare obiect, fiecare cioc, sticlă, metal, argilă, dar care aduce argumentul existenței noastre, inclusiv a satului Carligi. Dau cuvântul în continuare domnului profesor, conferenția universitar, doctor Pistel. De fapt, să încerc și o scuze, am să mă retrag, vă doresc o activitate bună în continuare și vă mulțumesc pentru invitație. Concetățenii, consetenii, pe drumuri
a fost închis și a participat la lucrările de construcție a barajului de la Picasa. De acolo, din detenție, s-a întors când în casa lui era, stătea o familie de chiriași. Tata, mama și eu. Se întâmpla în 54-55 chestia asta. După aia Mihai acolo ceva mai târziu. M-au adoptat ca pe un fel de nepot și îmi place să cred că i-am fost sursă de bucurie până când noi am plecat de acolo. Cu siguranță mama, care era o ființă greu adaptabilă, s-a simțit bine la Carligi, iar gospodăria familiei din oraș a fost un al doilea univers, mai trebuiesc pentru mine și mi-au rămas în amintiri, în memorie. Atât casa bine întocmită, din zid, cu temelie, cu centură, acaretorile, cum se numeau, și grajdul, și bătăria de mare, tot din zid. Grajdul a devenit mai ulterior când George, băiatul, învățătorul din Grăgorea și el, un gospodar cu mine, a stăpânit gospodăria, deci a devenit garaj. Era un beci zidit și el din cărămin, care mi era greu să... mi era frit, era foarte adânc. Lângă... ca să intru și în alt domeniu, era foarte aproape de biserica. Și acolo slujea un alt om, cum să-i zic, extrem de important pentru satul Carligi, părintele Neica, pe care, din păcate, nu mi-l aduc aminte în biserică, ci mi-l aduc aminte când intra pe ușă cu ajunul și deschizându-și ușa, intra parcă cu aur care îl înconjura, îi înconjura toată ființa. Un alt om peste care nu pot să sar este, au fost, profesorul Gheorghe Magea, tatăl Marlene și Oligena, care nu este aici, după care sora Marlene, mai mică, și care a ajuns un foarte apreciat director al acestui colegiu național român Vodă, pe care l-am absolvit mulți, cred, în sală. Inclusiv colegul meu de clasă, care zâmbește acum spre mine. Da. Hai să lăsăm oamenii în pace. Aș vrea să vă povestesc ceva. Nu-i amintirea mea. Îmi povestea tata, Dumnezeu să le iertă. El, în perioada aceea, 50 și ceva, până 59, era directorul școlii din Carligi. Profesor de matematică, fizică. Vasărabean, da. Părinții lui, bunicii mei, ceilalți bunici, cu lângă cei de la Carligi și de la Porcești, care au stat mă duvent, da, au rămas pe mamă și cu Vasărabean. Da. Aproape de casa familiei Ghigoraș, locuia un învățător, Jaleru, spunea, care însă nu profesa în sat, ci într-un sat apropiat, nu știu care. Și povestea tata că în a doua zi de Paște, Ciprului, secția de învățământ a raionului Roma, de care ținea satul Cărbici, a trimis un inspector la școala unde activa Jaleru. Au deschis, a intrat în curte, erau și câțiva copii care se jucau, l-au întâmpinat cu dispus în viață. Nu știu ce a răspuns inspectorul, dar cu siguranță nu l-a găsit pe Jalerul la școală. Duminică, cum se organizau consfătuierile cu cadrele didactice, inspectorul prezintă cele întâmplate, Jalerul este pus justifice și el, după spusele lui tata, spune cam așa. E adevărat, în ziua aceea am fost bolnav și n-am putut ajunge la școală, iar copiii l-au întâmpinat cu Hristos în viață, crezând că el e creștin, dar că el nu-i. Mai amintesc acolo de un drum care pornea din fața casei familiei Grigoraș, un drum în pantă. Mie mi se părea extrem de abrupt. Mergea spre părâu, după care traversează satul, peste care era un pod de leamnă, acum, din beton, după
fântâna cu cumpără este cam în același stadiu. S-a schimbat un singur lucru, dar fata nu mai era așa abruptă. Depinde că eroziunea sau imaginea mea, dată prin dimensiune diferite. E cam mai greu. Da. Din... În sat era la biserică, de exemplu, n-am admirat biserica propriu-zis, ci mai degrabă propoziția de la poartă, care era din lemn vechi, cu niște trepte pe care ne întâlneam pe acolo mai mulți copii. În ce privește conacul despre care se vorbește în monografie, conacul care aparține înainte de război, înainte de naționalizare familiei Zarei Focor, primul dintre Zarei Focor, fiind un administrator al averii lui Mihai Subitiță, scuze, prevodul cu care a domnit până în 49, a plecat apoi la Paris, cu întreagă curte după ea, și a zidit o biserică undeva la Baden-Baden, o biserică cu caracter de necropol, la familie. Da? Acest conac nu m-a atras nici arhitectura, cam rigidă după gustul meu, și nici culoarea, era din cenușiu, așa, neplăcut, pur și simplu. În schimb, m-a impresionat scara interioară masivă, și laboratorul de fizică, unitatea, probabil că își pregătea orele. Și unde mi-am amintesc și acum de o mașină de creat electricitate statică. Dată fiind inclinația mea spre partea aplicativă a științelor exact. Ce să mai spun? Revenind pentru un minut sau mai puțin de un minut la învățătorul Constantin Grigoreaș, care mi-a dominat de multe ori și visă și gânsă, aș spune despre el că este un fel de răzleș intelectual, o combinație între gospodar și învățător, un adevărat om care a luminat, o comunitate întreagă. Multe aș mai putea să mă mai amintesc, dar evit să-mi din prea mult cuvântul. Îi felicit pe autori. Le doresc să continui activitatea asta extra-profesională, să spun. Cu siguranță știu că lui Mihai îi face plăcere. Cred că și mare. Da. La izvoarele din Cărlici, unde erau niște budei, gospodinele veneau și spălau, cred că mai degrabă clăteau bufile, nu? Pentru că greșesc. Există un termen, aghili, înseamnă albi, lipsește din funcționarul ăla. Da. Deci, pentru ediția viitoare v-am dat o sugestie. Da. Da, da, sigur. Îi fericit și îmi doresc să mai vorbim cu părcă mai plăcute. Continuă o activitate care merită a fi continuată. Domnul profesor Mitrea poate să confirme sau nu ce spun eu. Din câte am citit, din vremea voievodului Sfântului, voievod Ștefan cel Mare, au rămas pe teritoriul României circa, sau mai bine de 100 de documente, hai să le spun originale, adică parafate cu cercetarea domnească, așa e, nu? La Chișinău, la Moscova, la Constantinopol, la Roma, și încă nu mai știu cuvinte, mai sunt încă 100 și ceva. Dar două treimi din documentele păstrate și emise de cancelarea domnească în vremea aceea se găsesc în Polonia. Mă gândeam așa ce fel de istorie poate fi scrisă, că cred că 10% din istorie și nu au avut acces la ele. Așa sunt convins. Așa este. Dacă în fiecare sat ar fi existat câte o cronică de asta, mai mult sau mai puțin populară. Începând, eu știu de când, de 1600, să spun. Și reeditată la fiecare 50 de ani, cu totul alta, cred, cu altfel ar fi fost scrisă istoria acestui an și cred că altele ar fi fost poate și concluzii. Mulțumesc pentru atenție! Continuare, la o cuvântul domnului profesor dacă s-ar produce o minune acum și-ar cuvântul de destocul cronical, s-ar vine în sală a spune iarăși nasc și la Moldova oameni. Încep cu aceste cuvinte pentru că, desigur,
bătut în legaturile județului Neamț, Pavlovia, județului Bacău, Muntova și Bastăragă și Bucovina, sunt într-o căutare de adevăr. Anume, acest adevăr a fost bisericile de lemn din Moldova istorică. Aceasta a fost și teza de doctorat, acesta a fost și titlul cărții pe care am tipărit-o, iar centrul Roma a rămas cu căpății, cu căpătăi a rămas, biserici de lemn din protopopiatul roman, apărut în 2002, lucrare care am scos-o împreună cu soția mea și încurajat de fostul părinte protopop, Tuscanu. De atunci au mai mers încă 5 cărți despre acestea, dar am dat deoparte despre bisericile de lemn. Numărul celor scrise până acum sunt de 20 tipărite. Iar m-am bucurat foarte mult atunci când doamna a spus că s-a uitat pe zona etnografică Bacău, cu care eu am venit până aproape de Carligi. Și de acolo s-a inspirat și a venit niște capitole și le-a transcris în limba locului de acolo, pe care nu l-a făcut. Eu am făcut o sinteză. S-a rămas foarte bucuros și am spus doamnei că îi fac o surpriză. Și anume, la această carte care a scris-o dumneavoastră și cu domnul, va trebui o ademna. Deci nu e vorba de nimic. De adăugat ceva. Ceva foarte bun și foarte bun, de foarte mare calitate. Dați-mi voie să vă prezint dumneavoastră acum grija pe care a avut-o doamna față de satul natal. Grija pe care a venit-o să poate. Eu am avut, că am scris cartea Monografia fostei comune Crăbești. Și am pus pe bătrânul meu și pe bătrâna mea, am pus-o pe doamna mea și domnul meu, bătrânii care s-a dus, a fost chemat la domnul, i-am pus pe coperta cărții și a fost prezentată la sărbătorirea 360 de ani de la plecarea documentară. Deci facem în felul ăsta act de cultură. Un altfel de act de cultură decât cea dinainte de 1989, pentru că nu prea ieșeau monografiile așa până acum două, pentru că era foarte mult controlări. Pentru biserica, deci una din cărțile dintre bisericile din Moldova, din Lansare, carte de kilogram și jumătate, 47 de biserici de lemn, de mâna întâi. Dar pentru aia am citit 3 luni de zile pe la fiecare, de la Ministerul Culturii, de la Partidul Comunist Român și așa mai departe. Dar fac acum o dezvăluire care o să fie pe platul doamnei. Și acum am aici, spune, cum adresă către Maria Moldoveanu, arhitect la Bacău, la Direcția de Cultură Bacău. Spune doamna aici, aș dori foarte mult să știu monumentele istorice din satul în care m-am născut. Asta e adevărat? E o fals? Nu. Deci mai departe. Satul Carligi, comuna Oriștani, biserica veche din sat, oratul Boierului, Zare, Fobor, care sunt în stare de deteriorare pentru a le trece pe o listă a monumentelor istorice. Deci iată grija doamnei, doamna plecată de acolo de foarte mult timp, s-a reîntors în sat. Și s-a întors bine în sat cu această lucrare și cu cel pe care se mai apară. Și zice mai departe, înțeles că Fundația Transilvania a fost într-un NATO ca împreună cu patronatul Europa noastră a lansat un apel pentru salvarea monumentelor istorice în stare de degradare și dormite o listă a toate aceste monumente istorice peribilitate din România. Vă rog să-mi spuneți cât mai urgent pentru a include pe aceste monumente pe lista monumentelor istorice. Cu mult drag, doctor inginer, Marlena Rosenberg, Fundația așa. Dăm și partea și răspunsul. Spune aici colega mea, pe care, de fapt, au învățat la monumentele istorice, și doamna Moldoveanu, spune așa. Stimată doamna inginer, Marlena Rosenberg, ținând seama de dorința dumneavoastră de a introduce într-o listă de priorități a monumentelor istorice, monumente istorice din satul Carligi, comuna, vă
aduc la cunoștință, vă doamne, în comună avem 7 obiective pe lista monumentelor istorice, dintre care 5 sunt așezări arheologice, despre care s-a vorbit, un sit arheologic și un monument de arhitectură. Acest monument de arhitectură, conacul zare flocă, a școală. I-a dat codul vechi al monumentului, dar în codul nou, acest monument, vă spun, ca să știți și dumneavoastră, și să aveți emoțiile mari, este monument de importanță internațională, pentru că face parte din grupa a, grupa A de monumente istorice de valoare internațională. Felicitări, doamnă, că ați făcut acea adresă și... Așa, eu am spus că am urmat la... După doamna Moldovan, am urmat acolo în calitate de pensionar PFA și am făcut prima fișă a acestui monument istoric cu grupa valorică A, trimisă la minister, intrată pe listă specială de reparații, care nu se fac decât cu aprobarea Ministerului Culturii cu materiale de la Direcția de Cultură. Nu încerca să facă prime niciun fel de modificare până nu aveți aprobarea Direcției de Cultură Bacău a... deci, la... Am întâlnit puțin și este unul dintre cele mai mari conace din Moldova. Am făcut parterul, l-am întărit, l-am prins, nu-i făcut de mine, l-am găsit și l-am întărit cu tușa noapte. Și îl arăt dumneavoastră, sunt 14 încăperi la parter și încă 14 sau mai mult de 14 la etat, că e număr în total 30 de încăperi. Nu am găsit, făcând 200 fișe de monumente așa, nu am găsit o asemenea construcție atât de laborioasă. Nu a fost nici cenușiu, nici verde, el a fost la cărămidă roșie lăsat. Pentru primul stăpân nervos, când a putut să pună mâna pe tronul Moldovii. Faptul că a fost anti-unionist și a luat tălpășița, a vândut. A vândut de acolo și a terminat-o cu Carligi. Am, pentru următoarea problemă, am cu tratare monumentul de arhitectură din vedere arhitectural și al conservării și așa mai departe. Deci, o dată aici un capitol. Mai avem și altă capitol. Ar fi multe de spus, ce să nu mai am timp, nici răbdare multă, dar am venit pregătit aici și cu ce bibliografia pentru acesta, am venit pregătit aici și cu descrierea acestuia, nu în elemente de arhitectură și în specialitate. Deci, punem pentru o nouă prelucrare, dar asta discutăm între elemente în alte condiții. Vă mulțumesc, ar fi multe de spus. V-am spus că am spus cu plăcere aceste biserici de rând 20, care vreo două nu mai sunt la oas. Și am făcut turul raionului roman cu bicicleta. Deci eu așa am scris. El nu era pe care a stat de tânăr, dar el în 1997. Pentru că îmi rămăsesc acolo biserica, deci cele 20 de capodopere, nu mai arată chiar precum capodopere, dar se înscriu în arta sculpturii din lemn, în casa Domnului făcută din lemn, acolo oamenii simple de la țară și văduva să duce și dea un bol acolo la biserică, ca să aprindă lumină, ca să ierte Dumnezeu păcatele și să întoarce acasă mulțumită, așa cum se întorcea și bătrâna mea mamă. Mulțumesc! Și o să vă povestesc mai încolo despre un mare ucitiu al Cărligilor, care e bunic, tată, fiu, a moștenit această întrebicire de a crește, îngriji și a face editație cu care. E vorba de Vasile Agache, nu este făcut în monografie, zis și-o părinte. Dau cuvântul cu continuare domnului profesor Mihai Ador. În stimă, am exprimat și domnul. Eu
invitație o cuvântul la această prezentare de carte. Am o parte scrierii pagină cu pagină, ca să fiu cunoștut de cauză. Și vă spun din instant, părerea mea personală, fără să mă laudam câteva monografii și scrieri, inclusiv una a romanului și toate localității rurale, și vă spun că această monografie este o monografie excepțională. Când perfect numită Dumnezeu. Vă spun că eu am rămas super impresionat de dorința acestor doi oameni care au făcut un material în Carligi și care astăzi se află în localități diferite și de aceea nostalgia pentru locurile natale este mai puternică și conștiința oamenilor aceștia sunt și mai patrioți, zic eu. Ce se întâmplă? Eu mi-amintesc că cu foarte mulți ani în urmă lucram într-o localitate din apropierea Romanului, la Rugema sa, și am scris și monografia acelui sat. Și atunci cineva m-a spus, stai că pe perioada interbelică, învățătorii erau obligați să scrie câte o monografie a localităților. Fiecare, nu toți la unul, fiecare e separat așa cum o gândeam. Și am găsit două asemenea monografii, sau să zicem, monografii mai mici, așa, dar mie din părinte, doar scrise, care mi s-au părut foarte, foarte interesante și foarte multe informații am luat de acolo, mai ales că era din perioada respectivă, oamenii fuseseră contemporanei cu evenimente. Ce m-a impresionat, am spus la această monografie, este, dacă vreți dumneavoastră, m-a întrebat documentar. A zice că latura științifică preapagează cele literare. Atât de argumentate sunt toate ideile, și până în cele mai mici detalii, încât vă spun că este o lucrare științifică în adăcatul sinus al cuvântului. Și cu tentul literar, dar în primul rând științific. Cei doi autorii cărții au o serie întreagă de aprecieri comune. Au găsit chiar în carte, am găsit undeva, 10 similitudini în comportamentul lor, în caracteristicile lor, care mi s-au părut foarte interesante și reale. De asemenea, ne-a spus domnul Stilbo, uitați-vă la două fotografii, prima și ultima. În cele două fotografii apăreau cei doi autori când erau copii și se jucau, iar spre sfârșit, cum se fac toți copiii din statul respectiv, iar spre sfârșit apăreau fotografii în care cei doi oameni erau oameni serioși, sobri, cu responsabilitate pentru cei ce au scris, adică acum, în aceste momente în care au făcut această carte. E un merit deosebit al lor și eu, dacă sugerează și dumneavoastră în carte, carte bine ca din toate satele județului și din toate satele țării, să se mai găsească niște entuziaști, niște patrioți autentici, care să scrie asemenea monografii, care însumate ar da cei ce înseamnă istoria țării cu adevărat. În astea știți, spunea Blaga, și ce ea s-a născut la într-adevăr, din ce confirmă. Prin tot ce s-au scris acolo, prin toate capitolele care sunt acolo, că într-adevăr veșniția s-a născut la sat. În urmă cu 7-8 decenii, când eram copil și după aia până, am trăit aceleași evenimente. Să știți că nu sunt mari de țipări, chiar dacă s-a primit la 100 de kilometri distanță la țipări Carligi. În ce se privesc ocupațiile oamenilor și în special, amintiți-vă, se amintea de ceva din plantele de cultură. La cineva, era foarte mult folosit. La un moment dat, ori cineva cu bihonii astea, că se fac răsturi pe fiante din ea și nu mai trebuie, plus sunt obiectele pe care oamenii nu le mai iau acum, nu le mai pregătesc un răzvălic. Toate iară, vara, cineva era strânsă în snor de aceea, murată, merițată și după aceea toate iarna se pregăteau țesuturile respective din care oamenii făceau. De asemenea, obiceiurile care se întâmplă de anul nou, de Crăciun, de Paște, și apropo de Paște, să spun o treabă. Mie mi se pare că cam desuietă treaba acum, când facem ouă de Paște, sunt foarte mulți oameni care le vopsesc în fel de fel de culori. Ori ouăle autentice sunt cele în roșie, în vopsire. E vorba de sângele Mântuitorului, care a curs pe curs atunci când am fost răzut. Așa că asta e un fel de corchetărie, ca să ne lăudăm că uite ce inventiv am fost noi. Alea sunt două autentice. Alea sunt cu sângele lui Hristos cu ele. De asemenea, legat de așa ceva, aș mai vrea un lucru pe care i-am și amintit în monografie. Să se creeze, pe cât posibil, chiar mini, muzee etnografice la țară.
Pentru că sunt multe obiecte folosite de cei de înaintea noastră, sau chiar de pe timp, când eram și eu mai copil așa, care se pierd încetul cu încetul, dispar astea. Pentru că lumea acum ia lucruri noi, de astea mai funcționale și alea de trebuie în uitare. Încă mi-am zis că eu am făcut la așa, ce m-am zis, băi așa la Roma, aici în Dumnezeu, unde am funcționat, am făcut un muzeu etnoistoric pe etnografie. Și multe din obiectele respective, acum sunt la Muzeul de Istorie din Roma, pe care le-am dat cu proces de Roma. Și astea, înainte de a fi prea târziu, trebuie să strânsă și coritare. Îmi amintesc chiar și ce am citit în carte într-un loc, un lucru cu mine foarte interesant. O constateam ca autorilor, care are o căsuță foarte frumoasă amenajată acolo la țară, și cu foarte multe flori, cu pomi și așa mai departe, spune și că vreau să scriu o carte, un colț, intitulat Un colț de rai și un drag. De văr, există asemenea colțuri de rai la țară. Îmi amintesc că în 1979 am venit prin concursul Roman, un fiind de-al meu mi-a spus, nu prea am drăznit, dar după aia îmi spune. Și că să știți că câștigați multe la Roman, care perdeți esențială. Care? Și până la urmă mi-a spus, eu dacă vreau să mănânc o bucată de carne ca lumea, mă duc și prin grădina și tai, vreau o legumă, mă duc și eu din grădină la mine, pe când la dumneavoastră la Roma. Bine, sunt alte avantaje și dezavantaje. Dar parcă acum, dacă nu m-ar mai legea familia mea, copiii mei, eu mai cum aș duce nouă la țară, măcar ultimii ani vreți să-i trăiesc acolo. Faptul că despre acea familie mărărească se vorbește foarte mult în carte și descendenții lor și se vorbește foarte corect. Pentru că nu-i decis numai că era cu lupta de clasă, moșie, linia, nu știu ce. E foarte echilibrată cartea și din acest punct de vedere. De asemenea, faptul că istoria, când ați fost mă numesc cu impresia că nu mai se vorbește numai despre istoria veche a satului, că deci cu trei corecții ai istoriei vechi, antice, pe care au fost nominalizați și fotografiile lor se află acolo în carte. Domnul profesor Mitre, aici în Emilia, l-ați auzit un bătrân, domnul profesor Rusachi, care este cel mai valoros om de știință din Roma și nu numai, îi spunem, din multe locuri în țară, este foarte apreciat pentru lucrări de care a scris și șantier pe care de-a dat tot. Și celălalt, Iulian Antonescu, mi l-am gândit într-o mică paranteză, prin un era mai institutul la Bacău. Și acolo am luat și pe el să-mi prezinte o anumită problemă. Dom'le, a fost un excelent orator. Era un activist de partid care stătea lângă el și el când prindea vânt, așa, din o tonalitate, un crescendo. Și el mă întregea și iarăși revenea. Și iară, până eu am ce scris de dragi, despre asta, e păcat de memoria lui Iulian Antonescu, pe care a devenit o soție a dumneavoastră. De asemenea, s-a vorbit aici, aminteam domnul de la Chișinău, domnul de la Saradean, despre acel grosar, că nu știu ce termeni nu sunt explicați. Perfecțiunea am spus că nu există. Dar eu spun o chestie. Glosarul este, a fost, e ceva inedit. Eu nu prea am văzut prea până acum, decât una care te lasă la pe care vă spun imediat, în care se apare asemenea glosar, care este foarte bun. Eu înțeleg toate cuvintele din glosar, că le-am trăit când eram copil. Acum copiii mei, multe nu le mai pot înțelege. Și într-o zi vor deveni arhaisme. Și de aceea e bună. Dacă te duci, de exemplu, prin Mantenia, vă vreți folosesc foarte mult perfect simplu. Și atunci, citind cartea, s-ar putea unul sau altul, în special tineretul de astăzi, să nu înțeleagă. Și foarte bine am făcut așa ceva. Pare că domnul din Bacarabia n-a spus următorul lucru, că la Chișinău există un pseudocritic literar stratic, care a scris un dicționar moldovenesc, românesc, în care asemenea cuvinte au pus acolo, pe care voia să demonstrează că nu sunt granușilor, mă refer la statul ăsta, adică a făcut un fals personal. Și tot așa poate nu l-a acceptat oamenii, deși ce se convins că domnul profesor nu l-a acceptat prin cu asemenea dicționarul poate i-a scris. Dar ce e mai impresionat, dacă aș fi luat cartea de la capăt, să fie citit prima dată coperta din spate,
acolo cuvântul acestui academician, profesorul doctor Ionel Pop, este fantastic. E sinteza sintezelor. Citind această bucată, îți dai seama ce valoare extraordinară are cartea. Și am zis, da, la un exemplu de exemplu acolo. Spunea așa, dacă Moldova, o aproximație citesc, că sunt mai bucatea, dacă Moldova nu prea are prea multe bogății, nu prea mulți bani, nu știu eu prea multe bunuri materiale. În schimb, din punct de vedere spiritual, a fost înaintea tuturor celorlalte regiuni din care s-a împrăștiat creația spirituală. Și avea câteva exemple acolo. Un Eminescu, un Ienescu, un Creangă, un Iorga și alții. Iar după aceea spune, de aici înainte și acești doi autori vor fi cunoscuți de lume pentru cei ce au scris. Deci o asemenea companie în care a fost puși autorii, el merită să le îi aplaudăm și să le urăm succes, poate mai scris. Iar dacă vor face o altă ediție, o sugestie, în acea ediție a cărții să mai adăugăm și un lucru pe care acum poate l-au scăpat, eu știu, adică perioada în care s-a făcut colectivizarea satului și viața în activitatea și a felului de acolo, și, bineînțeles, este atins tangențial, știu ce greutăți mare a fost, am de gând să spun într-o bună zi, că am niște materiale luate din diferite surse, ce probleme grave s-au întâmplat pe timpul colectivizării. Așa zis la muncă de lămurire, așa zis la muncă de lămurire, multe dintre noastre în cursul și despre care au fost lucruri. Așa, și, bineînțeles, îi felicit de toate inima pe autori, de urechi să le dea Dumnezeu sănătate, să mai colaboreze, mai ales că au găsit niște puncte comune de convergențe și să sperăm că vor aduce bucurie satului de acolo. Deci, lasă urme după dânsii, cred că n-au trăit din ceapă. În urmă, este astea cu vidienii din spate, totul este efemer și eternitatea ne așteaptă dincolo. Satul Cărbici nu prea a fost convins și cetățenii din satul Cărbici nu au fost convins cu colectivizare. Un exemplu, nu este specificat, dar vin cu unii din editul nou, au ieșit cu zurnul când au venit tovarășii să-i învețe să intre la colectiv. Realitatea este că toată perioada comunistă, cea mai mare parte, cea mai multă populație din satul Cărbici nu au fost colectivă. Și au păstrat pământul și au lucrat pământul cum au știut ei, dar nu s-au trecut la colectiv. Asta arată drăzimea acestor locuitori din satele din împrejurimi, și din Cărbici și din împrejurimile Cărbiciului, că au fost sate de răzăși și nu de plăcași. Iar cu argumentul care vreau să vin este faptul că drumul care mergea spre, trecea Siretul, deci mergea spre cetatea de la Brad, era podul de la Urărești. De acolo, de la Negri și de la Rocna, boierii își aduceau oamenii care să lucreze pământul. Restul oamenii își lucrau pământul lor. Și de asemenea, de la gura Urmicului, își aduceau oamenii și lucrau moșii. Și o să vin cu argumente că realitatea asta este. Satul Cărbici nu a fost sat de boie, adică ca moșie boierească, a fost sat. Bineînțeles, a primit o moșie, dar ceilalți sărani și aveau pământul lor. Și la Tavră, și la Sobodor, și în dealul Cireștului, și în Valea Cireștului. Pentru că la stațiune, la securie, se mai păstrează și acum un document care arată proprietățile și terenurile care au fost luate cu decretele comuniste 301, mă rog. Dau cuvântul continuare doamnei Cornelia Ajora, muzeograf, bibliotecar în acest liceu, dar trupul și sufletul acestui muzeu al liceului, în care se lucrează toată activitatea acestei instituții de la începutul și până ziua de astăzi. Dacă acest suflet de om nu era,
nu se pot lua aceste documente, care sunt activate și sunt în cadrul bibliotecii, în posta vină, casa corpului didactic, care s-a rupt. Nu știu, doar vorbesc ca să veniți să lansați această carte în Academia Națională Română. Pentru că v-ați întors acasă, doamna Andreea Mihalcea, rogând. Și, în primul rând, pentru că nu trebuie să uităm, și trebuie să evocăm în această seară o personalitate extrem de importantă pe care a dat-o această comună, s-a întâlnit și vorbim aici de directorul revii din Hagea și participăm în acest proiect. Prin mod, eu spun, eu nu am văzut că am citit, nu știu ce este vorba, dar faptul că dumneavoastră v-ați întors la Marco, ați revenit acasă, în liceul care v-a format, am cunoscut-o cu sora dumneavoastră, cu Geta, cu ea chiar am avut o relație foarte apropiată și am să vă spun și de ce. Deci eu vin acum doar să evoc personalitatea directorului meu din Hacea, pe care eu am lucrat 15 ani. Am avut bucuria și onoarea de a începe cariera mea în Colegiul Național Roman Vodă, fiind înfrânată de directorul Gheorghe Mihalcea, faraonul, cum l-am numit noi, foștii absolvenți de Roma Vodă. Acest lucru se întâmpla în anul 1975 și de atunci până în anul 1990. 15 ani a fost omul de la care am învățat foarte multe și dacă astăzi, lăsând eu parte în modestia, pot spune că am făcut o carieră de peste 40 de ani, datorită în totalitate. Pe lângă faptul, mă scuzați, am mari emoții, pentru că, într-adevăr, acest domn l-a cunoscut și cu la care este într-adevăr, am lăsat foarte multe lucruri. Pe lângă faptul că era un manager, cum am spune noi astăzi, desăvârșit, a sădit în noi, cei cu care a colaborat, dragostea și respectul pentru frumos și adevăr. Puțini sunt însă aceia ce cunosc și fața nevăzută a acestui purtător de blazon antic, preferințele și preocupările unui romanist, care la el acasă s-au lăsat în voia lui, se manifestau mai mult cum mureștea și mai puțin din asta. Deși îi plăcea enorm să-i spună cu acest nume, interior și zâmbea discret și lung, la urmirea acestor atribut de sânge albastru, cu toate acestea, în intimitate, căuta singurătatea capătului de grădină și de sișurile sălbaticele pădurilor. Știm foarte mult cât de mult a ținut domnul director Mihalcea, apropo de grădină, de copaci, de parc, de curtea interioară a acestui liceu, acest parc interior, aș putea spune, a Colegiului Național Roma Vodă, îi se datorează în totalitate. Și această curte interioară este atât de admirată cu ocazia tâlnirilor de promoții și atât de mult este evocată contribuția profesorului director Mihalcea, încât vă spun că de asta și încerc să evoc cât pot eu în imagine. Căutarea unui colț rural în care reușea să-și trăiască singurătatea, îi era cerință de metabolism. Domnia faraonului, perioada în care profesorul Gheorghe Mihalcea a fost director la Roma Vodă, cuprinde în ea, pe lângă multe superlative, și pe acela în care liceul Mușatin rotunjea un secol, deci când am sărbătorit centenarul. O secvență de atitudini ce a însemnat în ea multe din valențele organizatorice și din calitățile de faraon ale acestuia, vă dau un exemplu, vedere largă de la azi spre mâine, calm și omenie moldavă, cult pentru trecut și entuziasm față de viitor, economie de efort, dar și risipă de idei, toate surprinse la el pe parcursul unei zile, de la prima glumă de dimineață și până noaptea târziu, odată cu încheierea ultimului număr al revistei Școala Nouă. Școala Nouă, revistă pe care, știți foarte bine, a fondat-o un fost absolvent de Roman Vodă, critic și istoric literar care a venit pe Ileanu.
Un faraon omniprezent, senior, dar și activ, romantic, dar și întreprinzător. Am să propun conducerii Colegiului Național Roman Vol. Cum de altfel am mai făcut-o vis-a-vis de doi colifei ai învățământului roman vodist, și anume profesorul Alexandru Cojocaru și profesorul Gheorghe Ciobanu, ca încă o sală de clasă să poarte numele Gheorghe Mihalcea, cum de altfel intenționez pentru viitor și pentru domnul profesor Nicolae Grigore Stețcu. Am să vă ofer un semn de prețuire ca urmaș demn a directorului profesor Gheorghe Ciobanu, ultima monografie editată, unde Acum, domnul Dan, mă știe că odată, întotdeauna,
cât sunt prezent la astfel de activități, îmi propus câteva cuvinte scrise. Și m-am permis, sper să-mi fie bine, să citesc câteva versuri adresate dumneavoastră, autorilor acestei minunate monografii. Visele tale se reîncarnează pe planetă, venerând amintirile în speranțele vieții, printre canioanele ce șerpuiesc în astre, printre flori albastre, printre flori albastre. Ca așa timpului ce se avântă în galaxii, cu muza mușatinilor în satul uitat de vreme și adus în viața noastră la Carligi, deschid am fericirii de dincolo de nevoasă, ce-n flori de rău, ce cuvinte măiestrite, ce zboară în spirale către departata care arteie printre minunate curcubeie naționale în amintire să fie. Mulțumesc. În continuare, domnul profesor Răzbăruș, îl așteptăm să ne spună câteva cuvinte. Cum doriți dumneavoastră? Am mai fost să ne fac de domnul care știe lucrurile care colaborează în domnul, să spun câteva cuvinte legătură cu comandul din aici, Rădului, sau cam familie Părăști, de Zare Focon. Întâmplător, în 1994, am venit la invitație, de un stat care a redat o șeptă de listă, ca împreună cu profesorul Alexandru Pusea, care probabil vrea să fie încălătoră, să prezint cartea acestui discurs de unde la Părăști. Sincer să vă spun, pentru început, mi-a atras atenția numele de Zare Focului, dar ce a provin dintr-o comună, dintr-o altă familie Zare Focului, Focuna Șerbență. Și am spus că în felul acesta voi face o relație, dacă există, voi constata o relație și cei doi. Și am acceptat de interes. Se prezint romanul Naufragiul. Focul care a publicat din Zare Focului la Focului. Roman foarte interesant, unde se scrie acolo este o altă parte a civilizației trecută în teritoriul sau spațiul acesta care se numește Carligi, spațiul de religiune, spațiul de cultură, pentru că vorbește în cartea aceea despre o serie de fenomene ale timpului, ale vremii, petrecute obiceiuri, persoane, personalități realizate în fața ei, familia Zare Focului și foarte interesantă istoria aceea care s-a pierdut. Adică oamenii au spus, obiceiuri boierești, nu ne mai interesează. Parcă cei care au fost acum după revoluție nu sunt noi boieri, nu sunt boieri. Și apoi, de ce trebuie să ne ferim neapărat de boierești? Ei bine, în cartea aceasta sunt invocate multe, foarte multe date și sunt invocate numele de miniștri, numele chiar și numele de regele Carol III și o serie întreagă de personalități care au fost în contact cu familia Zare. Mă rog, cartea este foarte interesantă, nu am să vorbim despre cartea, am să vorbim despre persoana lui Zare Focul. Zare Focul, după prezentarea cărții, a făcut un interes și a întâmplat și o relație mai strânsă, mai sentimentală. Și atunci l-am întrebat dacă are relație cu cei de la cerință. Da, am avut relație pentru că în copilărie ne-am făcut o parte din concedii sau din vacanțe pe care le sfârșuneau, împreună cu venii mei de la cerință. Aș putea să ajung acolo, am făcut o de pasiune și am mers la cerința, a pus pe piele pe care le-a zicat pe strage, ca ruini, pentru că, din păcate, dacă la Carligi au fost niște oameni care au păsat ceea ce era și zic eu că familiile care au fost profesori, au fost mai mai spirituale. La cerința nu s-a întâmplat așa, la cerința, colapul a luat foc. Și-a ars două săptămâni, fără să știi pomieri nimic, nicio vorbă nu s-a spus. Pentru că era interesat primarul care a urmat după revoluție, atunci era secretarul proiectului propagandă și primise niște bani care trebuia să investească și reparații.
fusese cămin cultural, școală, eu acolo am zis cu școală, în 1940, în 1950. Și eram legat undeva de el. Așa încât am dedus că fiecare piață de acolo era pentru dinul Zare Focol o mare durere sufletească. Am plecat înapoi, plângând, el plângea și eu stăteam și mă uitam la el, îmi plânge și mai lăsam și o lacrimă, pentru că știam ce s-a întâmplat cu acest colac în 1948. Eram copil și s-au devasat la a doua naționalizare, la prima naționalizare, de fapt, sau a doua, cum aș zice, erau. S-au devasat colacul, pentru că și acolo a fost un păcat. Boierii mi s-au mult pe romii țigari și începem să sunt foarte mulți țigari. Ei, aceștia s-au revoltat împotriva boierilor, împotriva proprietății boierilor și au distrus tot ce era. Au mers, s-au vândut de la mobilie, picturii, de la școală, iar aici, pe mărbărinte și tatăl meu, a spus, eu nu sunt de așa scaună. Eu am scaunul meu și nu mă interesează scaunul voastră. Și veneau să-mi putea pensa piese de mobilie de mare la mare. Asta a fost Zare Focol. Zare Focol a scris romanul și am apropiat la un vizit de la București, lucrurile pe undeva de la zona centrală, pe Corea de Ocescu. Am pus ușurificiile sale pe Cristina și pe cealaltă, fată care a murit, Irina. Cristina vorbea din acea perioadă despre posibilitatea publicării unei monografii cu corespondența lui Ionescu, de la Mirva Lucre, care a găsit-o în Elveția, la niște lucruri îndepărtate, am înțeles eu, niște lucruri îndepărtate ale lui Verolina, în Lucre, care în timp s-au pus acolo, și așa a pus una pe corespondență și a publicat acea faimoasă carte, care este unică și frumoasă și a fost primită cu laude de critică de specialitate. Am auzit după aceea că eram foarte înfrântat și de fiecare dată când mă întâlneam cu el, eu temporar am fost cât la timp consilier județean și am fost și viceprimar la orașul Iași pentru câteva ani de zi. Și speram să vă pot ajuta să-și reconție, să-și recâștige toate conacul de la... Dar nu erau legi de tot. Tot era după legi. Și a spus că va veni de la casa, a venit de la Bilătorină, i-a făcut de foarte mare și a murit cu gândul că va recâștiga conacul. Nu știu dacă a știut, dar eu nu știu, eu nu știu, eu nu știu, am înțeles, în biserica din zona Conacului și a lăsat cu limbă de poartă așa ceva. Fiicele mele au fost iubite de el, îndrăgite și erau primite totdeauna, pentru că mâna a făcut liceul de la Fără București, clasă de Iar, alta a făcut facultatea de Iubire și erau bine primite în casa Zare Focol, până la moartea acestea și până la dispariția lor, pentru că ele au plecat în străinătate și au avut legătură cu Cristina, care am înțeles că locuiește la Iubire din Iubire, la orașul... Universitatea Iubire. Și am avut niște relații telefonice, familii, cumva, dar nu ca la București, pentru că avea dreptate din Zare Focol, spunea Cristina e mai îndrăcită. Era o fire foarte implicită, severă și nu acceptau orice. Și, mă rog, s-au întâlnat și s-au întâmplat niște lucruri care nu erau bine. Nici tatăl din Zare Focol nu se împăca cu Cristina bine. Asta știu eu din relațiile care s-au avut discuții care au loc în tatăl. Asta ține ca elementul de bol din Zare Focol. Ceea ce v-am spus, nu. Să întregească imaginea care a văzut tine să completa și a se pune la punct pentru o următoare monografie pentru care îi vorbesc succes de pe acum celor care au început prima parte și o să termine cumva mai târziu cu experiența și toate și de care pe care pune la punct pentru că de domnul profesor Amenciovan, trebuie să spună câteva cuvinte. Așa pot fi și eu, poligon. Stimați câmpigieri, fii jeți, vegeți, fii numai jeți, iar cel cu jeți suntem cam toți. Cine ați venit la fenomenul
Carligi și parcă văd că n-am zis bine, bine ați venit. Bine ați fost aduși, atrași, ați o super forță gravitațională, ca pe un fenomen sfinx al Moldovei, normal la Bucești, ca pe un proces care se petrece și care depășește capacitatea noastră numai de a ființa. Și din cauza Cârligilor, noi astăzi avem un fenomen Cârligi și nu numai o aniversare Cârligi. Și fenomenul se numește Monografie. Când se lansează o carte și doamna joară Sătului de așa ceva, de învățătoare, săraca, este un sărbătoare. Dacă se lansează o monografie, este un arc de triumf. Pentru că face colateralele de care le sumează, sunt în fond istoria unui loc, istoria unui popor, istoria unei planete. Poate într-un viitor vom lansa la Roma Modă, este de față și specialistul, Monografia Sistemului Solar. A venit aici la și eu, dumneavoastră la Cârligul dumneavoastră, eu la Cârligul meu. Și Cârligul meu se numește Roma la Modă. Eu fac un sec, mă pune să stau de vorbă, mă pune să ascult. Cred că și dumneavoastră vreți să așa un fenomen cu minunata localitate, pentru care astăzi aplauzul care le-ați dat, vă rog să-i dați Cârligul. Întrucât suntem în fața unui fenomen de concentrism, să aducem omagii prima dată aceste localități peste care soarele și luna și-a depus cu luna, cum spune Miorița, și care se numește Cârligi. Să aducem omagii dumneavoastră din sală, care sunteți cârligofili și ați venit aici să admirați că totuși undeva la gurile Dunării, la munții Carpați, au fost și sunt în continuare străbuni milenari. Să aducem omagiu celor doi autori care au avut o muncă, într-adevăr, de mare aproape o muncă de a trimite o rachetă cosmică pentru generații viitoare despre Cârligi. E vorba de domnița Marilena, e vorba de cavalerul Rigăiță și e vorba de uriașul cuantum de muncă pe care l-au depus și geografie, și istorie, și economie, și biserecologie, și cultură, și folclor, și materialul artistic, ilustrativ, eventual și CD-uri. Într-adevăr, le aduc toată prețuirea și îi admir că acești copii ai satului știu să prețuiască metropola Cârligi devenită astăzi prin ei. De asemenea, aduc toată prețuirea mea celor care au realizat volumul în condiții tehnice de mileniu 3 și nu în ultimul oră aduc omagiul Liceului Roma Vodă, care a găzduit cu entuziasm și cu dorință și cu sensibilitate acești ave Cârligi. Vorbeam de ave, vorbeam de domnița Marlena, pe care ne-a fost eleva mea aproape un secol în urmă, pentru mine. Pentru mea, noi, la vremea aceea, o chema Mihalcea. Mihalcea a fost și directorul lui Roma Vodă, alt cârligian, care s-a impus în istoria învățământului. Atunci,
îmi permiteți și din partea mea, care a fost prieten cu acest admirabil cărnizian, pe urmă Romașan, pe urmă Cosmic, pentru mine mai mult, să lăsăm câteva secunde de tăcere și să ne amintim, fără să faceți nimic altceva decât gândiți-vă la ce gândea Mihalcea când se gândea la Carligi. Revenim la Carligi. Eu nu sunt un carligolog. V-am spus și dumneavoastră că sunt un carligofil. Și am venit la Roma Vodă, am venit și eu la cârligul meu, care este liceul. De asta nu-mi permit să analizez existența multilaterală a acestei așezări. În schimb, mă voi opri câteva clipe la monografismul ca fenomen spiritual, e o deosebită altitudine, dar și finalitate. E o deosebită, în același timp, și de patriotism. A fi autor de monografie, a lucra o monografie, înseamnă pe aici nu se trece, pe aici se rămâne. Și la Carligi a rămas istoria românilor. Dacă mă uit, gândesc la o monografie și la monografia de astăzi, care este în fața noastră, în fond, monografia este un popas la un afi adus până la astăzi la zi. Asta fac monografii. Monografia pe care o admirăm astăzi, și nu atât o admirăm, o și iubim, este un lexicon, un lexicon nu după ABC, ci un lexicon după sumar, deci un lexicon sumarian. Pentru că are un sumar algoritmic, un sumar care nu-i voie să o modifici. Se începe cu geograficul și se termină cu perspectivele. Este, de asemenea, această lucrare pentru noi este o insulă. O insulă în marea insulă, pentru noi subiectivă, a României. Și mi-aduc aminte de insula lui Eutanasius, unde era o insulă într-o insulă, în lucrarea seva a lui Eminescu. La fel și Carligi. E o insulă de români într-o mega insulă de români. Deci iată o altă viziune pe care o simt și s-o simțiți când ne gândim la lucrarea de astăzi. De asemenea, putem spune despre monografie că este o biografie, o pluribiografie, o megabiografie, o biografie care vizează nu atât o ființă, nu atât o homo sapiens, ci realizează un populus sapiens, o polul care alcătuiește o comunitate, la noi astăzi numită Carligi. Mai putem spune că, în același timp, monografia ca o creație științifică, literară, poate fi asemuită, în același timp, și cu un fenomen care se numește expansiunea și retracțiunea Universului. Carligii au și expansiune, peste tot s-va vorbi de Carligi, au și retracțiune, hai la vatra satului la noi acasă. Și mai vedem ce mai este pe acolo. Ce mai faci și bunica? Când a murit răzbunica? Când este slujba la biserică? Să merg și eu. Și felul acesta, fenomenul cosmic de expansiune și retracțiune, se repetă astăzi la Carligi. În felul acesta, noi spunem că materia și antimateria sau fenomenul acesta care duce la un loc geometric, matematicienii numesc locul geometric, locul de mijloc, sau, mă rog, linia mediană, care rezultă din două antitetici, din două extreme. Și extremele de care vorbeam la Carligi,
duc la o concluzie, la o rezultantă, la o sigma rezultantă, care se numește sărbătorirea fenomenului Carligi. De asta îmi permiteți ca astăzi, pentru Carligi, să zic în gloria, iar de mâine încolo, Carligi să rămâie în memoria. Mulțumesc! Impulsul domnului Mihai Știrbu nu
aș fi reușit să duc acest proiect la sfârșit. A fost ca într-un joc în care ne oferam câte o pasă, cum câte o pasă bună, și jocul a continuat până la sfârșit. Mulțumesc bunicilor și părinților mei pentru zestea spirituală, pentru această bogăție pe care mi-au lăsat-o și fără de care nu era posibilă apariția acestei cărți. Nu-i pot uita pe cei care m-au sprijinit și m-au încurajat să merg mai departe cu această carte. Domnul profesor Giovanni, prietenul de suflet a tatălui meu, care a devenit prieten și prietenul meu, am preluat parte din prietenitate. Iar de la Cluj, domnul academician profesor dr. Ioan Aurel Pop, domnul profesor universitar Aurel Maxim și profesor universitar dr. Emil Luca de la Universitatea de Științe Agricole, colonel Gabriel Moisa, tot din Cluj. Și nu în ultimul rând, mulțumesc familiei mele, soțului meu Nicu, băiatului Adrian și celor două mici nepoțele, Emma și Rebecca, care mereu mă întrebau și mă sătiau cu întrebarea când termin cartea Monografia. Mulțumesc domnului primar pentru prezență, mulțumesc invitațiilor mei care au răspuns prompt și prezent, chiar și așa, telefonic, au avut încredere în vocea mea și au răspuns invitație, domnul profesor Ioan Mitra și domnul profesor Torinel Chim. Mulțumesc distinșilor oaspeți și care au luat cuvântul. Mulțumesc dumneavoastră celor prezenți de față. Vreau să arăt pentru viitoarea monografie sau continuarea monografiei. O personalitate a Cârligiului a fost general de corp de armată și de armată, armata a doua. Poate să mă confirme domnul Brumuș, dacă am dreptate în istoria militară, Vasile Bărboi, elev, promoție 1953. Și cu domnul profesor Ciobanu și cu domnul Dumnezeu să-l ierte, prietenul meu, Virgil Petrovici. În continuare, dau ultimul cuvânt domnului scriitor Mihai. Mai spre că aveți cuvânt. Dânsa a venit cu inimea și de a face această lucrare. Eu sunt născut în Cârligi, dar m-am știut romașcant întotdeauna, pentru că am plecat cam de la 2 ani. De la 2 ani, când o să intervenți între rogul și pe fratele meu, să-mi compedeți, da. Când am plecat, toamna lui 59, era, cred că la sfârșit, septembrie, la treaba asta. El avea atunci 2 ani jumătate și la poarta casei învățătorului Grigoraș erau niște bolovani. Nu știu cu ce scop puși acolo, pentru că dus era greu să-i treacă și atunci trecea de la mersul din viață la mersul în patru. Așa, fără cu un anșalat în care cu nimic mă distrai. Dar pe sigur la mea amintire de la Cârligi, pentru că sunt bolovani. Nu. Este legată de drumul acela spre Valea Coabă, unde era un, și acum mai este un perete, un zid din spini. Da, peste noi. Un gar. Un gar cu, da. Cred că, blăniții de sus. M-a plăcut nu știu de ce, până... Din cauza înălțirii. Faptul că m-am născut la Cârligi, pe tine m-am chiar întrebat la Cârligi. Să spun că sunt dar în momentul în care am aflat că din Cârligi este în
arhitectului se leagă numele familiei Zarifopol, care a dat scriitori, l-a dat pe Paul Zarifopol, care este un, a fost un critic literar de Italia, printre care a venit părerea lui. Mi-a schimbat părerea. Și așa se face că prin 2009-2010 am fost la Carligi și pentru că eu publicat un articol pe care l-am numit unde m-am născut, în care am spus ceea ce am părerit acum, i-am transmis și Marileu fotografiile pe care le-am făcut acolo. Aveam misiune de la doamna Marilena să găsim mormântul scriitorului din Zarifopol. A ajuns în sat, a întrebat unde este cimitirul, mi s-a spus că este cam departe. Am fost la biserică, am văzut acolo monumentul, ca ouul, da, este ca un monument, de fapt. Am fotografiat toate cărțile care erau scrise numele scriitorilor, dar n-am găsit din urmă de popor. Mai târziu, mai documentându-mă, am auzit că a existat și un scriitor care se numea Radu Constantin Zarifopol, zis din. Deci era vorba de acea din Zarifopol despre care e vorba de semnă. Știu că doamna Marilena i-a trimis și Cristine Zarifopol fotografiile pe care eu le-am făcut întâmplător în ziua de Paști. Atunci am ajuns acolo, nici de aia. Și răspunsul a fost că mulțumește cel care a fost departe la mormântul părintelui ei. Despre domnul director Gheorghe Mihal Ceapreanu, eu să spun, dar multe a spus doamna Cornelia Jora. Așa încât o să mă refer la ce am simțit eu ca persoană, personal, legat de acest domn director. Păi eu am fost elev în timp ce era director și eu am fost unul dintre puțini elevi care au scăpat de acea materie care se făcea pe vreme. De ce? Pentru că domnul director mi-a aprobat să fac un laborator foto în vila liceului. În încăperea care este dedicată, acum am zis că nu zic. Da. Mai așa două. Și asta pentru că la un consiliu de ăsta școlar, sau cum ne spuneau unii dintre cei profesori, așa, care a avut loc la liceul român, eu după am făcut niște fotografii la începutul activității, și le-am dat domnului director la sfârșitul activității, pentru că între timp ne propusem la acel laborator. Asta l-am dat. După aceea, de ce zic că datorită dumneavoastră, eu am trăit cei mai frumoși ani din vieții. Pentru că după ce am absolvit facultatea, potrivit, dumneavoastră m-a invitat să predau discipline tehnice aici, la liceu Română. Nu știu dacă vă puteți da seama ce emoții am avut și ce mari bucurii în momentul când am cunoscut pe profesorii mei, dar dintr-o altă... Colegul. Mi-a fost foarte greu să le spun legi, pentru că să fiu colegul domnului profesor Ciobanu sau cu domnul profesor, era cam greu. Din acea perioadă în care am predat la România, pentru că aminte, am stat prima dată la această masă, împreună cu domnul nostru, domnul director Gheorghe Mihacea. Eu eram aici, nu îi întreabă. Era o ședință cu părinții pe școală.
Tema era curățarea profesională, cum aceea. Din acel moment eu m-am prietenit, cu alți profesori, mai ales de română, pentru că am stat director la arături, dar eu consideram, așa zicem eu, că într-un asemenea liceu, disciplinile tehnice, pentru că nu prea așa au loc. Așa am ziceam eu atunci. Mi-am schimbat părerea în toată trecută, când la o revedere de după 30 de ani, la care am fost invitat în tale, din nou la această masă, am constatat că majoritatea absolvenților erau de părinte, erau inginieri. Știu că domnul director Dumnezeu mi-a aprobat să vreau medică să vorbesc pe tine lui, dar a făcut asta doamna Cornelia mai mult. De aceea mă mulțumesc doar la mici investiții personale. I-am sugerat să facem un film despre ceu, despre elev, despre viața de elevul liceu și nu sunt de acord. Ei, acum închipuiți-vă. Așa era scenariu. I-am pus pe câțiva elevi să se clațele pe o scară de incendiu cu țigări de mână. Trebuie să spun că nu a fost greu să facem tot de țigări. Dar mi-am gândit reacția domnului profesor că mor. Când i-a văzut, oamenii indicat nevoie mai drept, dar eu făcusem lucrul acesta, nu acceptă în domnul director. Spuneam că sunt niște amintiri frumoase în acea perioadă. Din perioada liceului mi-am cunoscut soția. Din perioada liceului m-am prietenit cu niște tineri profesori, care între timp au devenit și naște cum e. George Ilie este coleg de bicicletă. Acum, cu foarte mare durere în suflet, trebuie să spun că celălalt coleg de bicicletă, George Scoială, care era un an mai mare decât mine, din ianuarie, nu mai este printre noi. Da. Mi-a fost tare greu să spun lucrul ăsta. Când mi-a comunicat George, nu vedea ce trebuie să facă asta. Dar revenim la domnul director Mihace. Deci eu acum și din postul acel care stă în spatele cadrului, nu mai este. Și l-am ascultat și la ședințele de partid. Pentru mine ședințele de partid sunt niște amintiri plăcute, pentru că am atâtea comentarii și observații acide, am auzit, încât având în vedere, mă rog, situația în care erau atunci, trebuiam să ridicăm slabă partidul, erau cam deplasate, să zicem, dar totuși foarte decente. Observațiile făcute de Nenică, de domnul profesor Genea, de domnul profesor Trădan. Se referă și
Vreau să mulțumesc invitațiilor mei care au sosit de la Iași, domnul profesor Costăuș, care nu numai că l-a cunoscut pe primul țară Popă, dar l-a cunoscut și pe liceii Iași. Poate ar trebui să... Dar nu era cazul să veniți la Iași. Foarte Foarte Doamna profesoară Maria Pepoai, care este colectoare la revista de care mă ocup acum, revista pe care am preluat de la domnul profesor Măsăuș. Doamnei Rodica Rodean, care este reprezentanta Universului Prieteniei. Este o asociație culturală pe care nu ne era fondată. Doamne profesoare universitare, de matematică, Liliana Popa, trebuie să-i mulțumesc. Chiar dacă e zimereșoara. Fratele meu, Cătian, trebuie să-i mulțumesc. Chiar dacă e fratele meu, și cumnatei mele, soției lui, care a fost ani de zile directoarea Bibliotecii Universității Tehnice, de care ținea și acea aură vestită. Și cu ocazia
să mă gândesc ce e moderatorul acestei. Dacă m-a plăcut, ne rugăm de-a.